Bine v-am găsit, dragi elevi! În clipul de astăzi vom vorbi despre comunicarea omului cu Dumnezeu și vom vedea că omul vorbește cu Dumnezeu prin rugăciune. Pentru că omul este cea mai importantă ființă creată de Dumnezeu, acesta l-a înzestrat pe om cu darul vorbirii pentru a putea comunica cu el. Dar ce este rugăciunea, dragi elevi? Ce e rugăciunea, Doamne? Ce ai spus Tu pe munte stând? Este șoapta care așterne peste lume sfânt cuvânt. Rugăciunea-i mângâiere pentru suflet ca o miere. Este sfântă și curată, căci de Domnul ne-a fost dată. Prin rugăciune, așa cum am ascultat și ora trecută, ne adresăm Părintelui nostru Ceresc. Și așa cum ne spune și poezia, rugăciunea este mângâiere, este sfântă, curată, fiind dată de însuși Dumnezeu, este dulce ca o miere pentru suflet. Dar putem noi oare să vorbim cu Dumnezeu, dragi elevi? Seara lângă patul meu, eu vorbesc cu Dumnezeu și îl rog, întâi de toate, să ne dea doar sănătate. Putem, dragi elevi, putem să vorbim cu Dumnezeu prin rugăciune, iar în vorbirea noastră, sinceră, putem să cerem și să primim tot ceea ce ne trebuie pentru trup și pentru suflet. Dar ce putem vorbi cu Dumnezeu? Putem, în convorbirea noastră, să-i cerem lui Dumnezeu sănătate, răbdare, gânduri bune, inimă blândă. De asemenea, putem să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru părinți, pentru bunici, pentru prieteni, pentru profesori. Putem să-L lăudăm pe Dumnezeu pentru iubirea Sa față de noi, pentru bunătatea Sa, pentru natura dată nouă în dar oamenilor. Vorbind cu Dumnezeu prin rugăciune, ne putem apropia de El. Domnul Iisus Hristos ne învață cum să vorbim cu Dumnezeu. El însuși s-a rugat Tatălui Ceresc și ne-a lăsat și nouă model rugăciunea Tatăl nostru numită și rugăciunea domnească. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția, slava și puterea, în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Această rugăciune cuprinde în prima parte cuvinte de laudă la adresa lui Dumnezeu, cum ar fi sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta. Iar în cea de-a doua parte cuprinde cuvinte de cerere adresate lui Dumnezeu. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne nouă astăzi, ne iartă greșelile noastre, nu ne duce în ispită, ne izbăvește de cel rău. Nu trebuie să uităm, dragi elevi, că tot prin rugăciune omul îi poate aduce lui Dumnezeu și mulțumire pentru darurile sale. Acum că am învățat cum putem vorbi cu Dumnezeu și ce putem vorbi cu Dumnezeu, vă propun să ne jucăm împreună. Jocul nostru se numește Colorează mâinile rugăciunii. Cum vă face acest lucru? Folosindu-te de o coală de hârtie, un pix și o foarfecă, vei desena și decupa mâinile tale. După ce ai decupat, desenează în interior persoanele pentru care te rogi. La final, avem un sfat bun. Cereți și vi se va da, căutați și veți afla, bateți și vi se va deschide.